periculoase. Eram curios, câți dintre voi reprezintă un magazin sau lucrează pentru un magazin sau are un magazin? Mână sus ceva? 2, 3, 4, 5? Ah, sunteți câțiva. Mă gândeam la ceea ce au spus colegii mei mai devreme, Vlad și Claudiu, și aș vrea să punctez câteva aspecte. Prezentarea mea se numește mituri în afiliere. Gen myth-busted, dar probabil că cel mai important aspect din punctul meu de vedere este felul în care un magazin privește un afiliat. Și de multe ori are o atitudine greșită. Nu priviți afiliatul ca, nu știu cum să spun, unul mai slab sau mai prost sau mai puțin pregătit decât voi. O să fii surprinși. De cele mai multe ori este mai pregătit și un cunoscător mai bun al pieții decât crezi că ești tu ca și magazin. Dacă aveți un afiliat care face CPC la modul bun, acela este un ninja. Gândiți-vă că voi ca magazin faceți profit din adaosul vostru. El, ca și afiliat, face profit din acel comision pe care îl acordați. Pe IT, de exemplu, discutăm de 2%. Iar el face profit. Deci, ca să facă profit cu doar 2% și nu cu adaosul unui magazin, vă asigur că este mai bine pregătit decât voi, ca și magazin. Dispozitive mobile. Da. Până foarte de curând a fost un subiect pe care mulți l-au trecut cu vederea. Atât advertiserii, atât afiliații. Sunt foarte multe magazine care la ora actuală nu oferă o versiune de mobil dedicată sau, dacă oferă o versiune de mobil dedicată, este foarte slabă. Nu este intuitivă, ușor de operat sau dă tot felul de erori. Am întâlnit de curând un magazin foarte mare, să nu spun mare, care avea o versiune de mobil și o versiune desktop care rulată pe același dispozitiv oferea două situații total separate. Încercând să accesez versiunea de mobil, eram logat pe un cont și aveam produse în coș. Încercând pe același dispozitiv să merg pe varianta desktop a site-ului, era total alt lucru. Nu eram logat, nu aveam produse în coș, aveam alte produse în coș, ceea ce nu este corect. Asigură-te că magazinul pe care îl promovezi are versiunea pentru mobil. Testează chiar tu procedura de comandă pe un mobil sau o tabletă, mai ales din punct de vedere al afiliaților. Pentru că trebuie să încerci ca și un utilizator să verifici cât de ușor este să faci comandă. Să fie cât mai intuitiv. Gândește că ești un afiliat care promovezi fashion. Gândește ce client ai. Dacă promovezi rochii ieftine sau, în general, chestii foarte ieftine, atunci poți să ai clienți undeva, niște fete din mediul rural de 16-17 ani, deci nu niște ingineri în calculatoare. Și atunci trebuie să încerci să te pui în pielea clientului și să vezi dacă ți este intuitiv să finalizezi acea comandă. Dacă zăbovești și ai chiar probleme în a definitiva comanda, nu este ok pentru publicul tău. Verifică dacă te înregistrează conversia. În sistemele de afiliere se poate întâmpla ca pe versiunea desktop să fie tot ok, codul de tracking să funcționeze, să înregistrezi conversia, dar nu și pe versiunea de mobil, pe tabletă sau pe telefon. Se întâmplă ca uneori pagina de thank you, deci finalizarea comenzii unui magazin, să nu fie identică. Să ai o versiune pe desktop, una pe mobil. Și atunci, până între ele, poate să lipsească codul de tracking. Nu cu rea voință, este un accident. Dar tu trebuie să verifici. Sunt sigur că nu se vede, o să vă spun eu. Este un screenshot dintr-un magazin de fashion. Și avem prima linie sunt desktop-urile cu 46%, al doua mobilele 47% și tabletele 5%.
Deci, dispozitivele mobile înregistrează peste 52% conversii, nu trafic, atenție, și discutăm dintr-un volum de 2526 de conversii. Adică nu vorbim de o zi în sine sau doar de un aspect. Vorbim pe o perioadă mai largă și pe un volum mai mare de conversii. De aceea, din punctul meu de vedere, este important și adevărat acest mit. Trebuie să verificați ceea ce înseamnă versiunea mobilă a site-ului pe care îl promovați sau site-ului pe care îl administrați. Puteți să pierdeți incredibil de multe conversii de pe dispozitive mobile. Comisiuni mare înseamnă campanie bună. Un mit de multe ori în care cad în plasă începătorii, afiliații care acum încep afilierea sau testează afilierea. Și în general, se repet, oarecum logic, să promoveze un magazin care oferă un comision mai mare. Nu? Nu mai cerca cu unul mai mic. Și putem să facem și o mică discuție pe tema asta. Avem magazin numărul 1 pe Fashion, discutăm pe un volum de 10.000 de clicuri. În general, nu o să recomand niciodată să vă faceți o impresie pe 100 de clicuri, pe 200 de clicuri sau pe 150 sau pe o zi. Nu se întâmplă chestia asta în afiliere. Trebuie să ai un volum cât mai mare ca să ai datele cât mai exacte. Magazinul oferă un comision de 20%. Comanda medie este o comandă foarte bună de 250 de lei, procent anulate. Există totdeauna un proces de comenzi anulate. Pentru că din vari motive, clientul se răzgândește, refuză comanda când ajunge curierul sau returnează produsele. Deci trebuie să aveți totdeauna în calcul că este un procent al comenzilor care se anulează și automat și comisioanele voastre se pot anula. Conversia medie este de 0,2. Este slab, în general, eu aș aproxima că conversia pe un fashion pe afiliere undeva la 0,5-0,6%. Magazinul 2, tot fashion, 10.000 de clicuri, doar 10% comision, comanda medie mult mai mică de 100 de lei, un procent de anulate sensibil mai mic, o conversie mai mare. Care credeți voi că este cel care vă avantajează și veți avea un profit mai bun? Unu sau doi? Vreau și eu măcar 5 păreri, numai 2, 3. Calculul este destul de simplu. Avem 20 de conversii, ori 50 de lei, minus anulări, total 880. Pe al doilea, 920. E o diferență mare, dar există. Da? Deci chiar dacă la prima vedere pare să fie foarte dezavantajos, există alte valori care contează dincolo de valoarea comisionului, pentru care foarte mulți tind să se uite din primul moment. Din punctul meu de vedere, ca un afiliat cu experiență, valorile care contează real sunt rată de conversie, procent de anulare, valoarea de comandă medie, sigur că contează, valoarea comisionului, deci acel 20% sau 10% eu l-aș pune cam pe 4, și recurența. Recurența, dacă nu ați înțeles exact, este perioada de la clicul care l-a dat clientul vostru până în momentul în care face o comandă. Deci în unele cazuri 30 de zile, sunt magazine care au 60 de zile, sau mai puține, mai sunt, cred că, câteva în sistem care oferă cookie nelimitat. Deci lifetime. Aici v-am dat un exemplu dintr-o campanie proprie, destul de proaspătă, deci între 4 și 9 decembrie. Avem constant, să zicem, nu știu, în jur de 8% conversie. De se poate. Și este ok să rulezi cu trafic mic, dar pe valori mari. Depinde cum vă alegeți campania și ce anume studiați în magazin. Nu trebuie să mergeți pe premisa că dacă nu faci volum, nu câștigi. Mitul este fals. Nu contează neapărat valoarea comisionului în alegerea unui magazin. Nu contează cum se face comanda. Și mă refer aici, nu că dacă face online sau face telefonic. Mă refer la fluxul de comandă. Din momentul în care adaugă în coș, până în pagina de thank you.
La unele magazine se întâmplă într-un pas, poate știți de renumit One Click al Amazonului, la alții se întâmplă în 7 pași. Asigură-te că magazinul oferă informații suficiente despre produs, în primul rând și despre livrare. Dacă vinde un laptop și la specificații spune doar procesorul și cât RAM are, clientul trebuie să ia legătura cu magazinul să afle celelalte informații adiacente. Dacă vinde o rochie și nu spune ce lungime are, clienta va fi interesată să afle lungimea și va contacta telefonic. În momentul în care contactează telefonic, aveți șanse de 50% să pierdeți acea conversie. Telefonic, afiliatul nu primește nimica. Se registrează conversia doar online. Informații suficiente este un plus în șansa de a comanda și a finaliza comanda online. Promovarea agresivă a comenzilor telefonice. Asta este o promovare agresivă din punctul meu de vedere. Este un chenar mare, foarte vizibil, lângă butonul adaugă în coș în care spune comandă telefonic. Nu spune informații, nu spune nimic. Este un îndemn, comandă telefonic. Din punctul meu de vedere, aici înseamnă că pierdeți 15, 20, 25% din eventuale conversii, care vor pleca telefonic către operatorii magazinului. Ca fapt particular, acest magazin de unde am luat screenshot oferă un avantaj. Există un script care, pentru vizitele provenite din afiliere, ascunde acel chenar. Și atunci este foarte ok. Pentru mediile în care magazinul își plătește efortul și își trage vizitele de unde vrea el, AdWords, Publisher, etc., oferă acel număr de telefon, este treaba lui, dar pentru vizitele din afiliere, de unde știe că afiliatul nu câștigă decât din conversie, nu afișează acel număr de telefon. Este ok. Dar, din păcate, nu știu dacă sunt 10-15 magazine implicate în afiliere care oferă această facilitate. Comandă ușoară, intuitivă, în 1-2 pași, vă spuneam mai devreme, nu înseamnă ce caut în 5 clicuri, nu informații stufoase, CNP, serie CI, număr la pantofi. Chiar am pus pe Facebook, acum câteva luni, era un magazin care avea inclusiv captcha pus în coș. Pe lângă CNP, serie de la buletin și mai știu eu ce. Dacă sunteți advertiseri, simplificați la maxim procesul de checkout și datele cerute. Renunțați la CNP, serie de nu vă ajută la absolut nimic. Dacă contabila insistă cu chestia asta, înseamnă că nu aveți o contabilă bună. Încercați sau cereți o consultanță la un expert contabil. Și o să vă lămurească ce informații aveți nevoie pentru a factura. Cât mai puține date pe care le cereți clientului, înseamnă o ușurință pentru respectivul să încheie comanda. Dacă ceva e greșit sau nelămurit, aveți telefonul clientului și îl puteți contacta. Chestia asta devine oarecum incomodă în momentul în care aveți câteva sute de comenzi pe zi. Sigur că atunci nu poți să te apuci să-i suni pe toți, să-i întrebi, nene, nu mi-ai dat județul sau cine știe ce date a uitat. Fractură. Cine mă întreba? Olivian, nu e aici, a fugit. Mă întreba că vezi că ai zis fractură și nu factură. Fractură, m-am referit la procesul de comandă. Clientul face click, adaugă în coș, se duce în coș, își modifică dacă vrea mărime sau cantitate, dă checkout. În momentul în care dă checkout, unele magazine vrea să știe dacă ai cont, n-ai cont, vrei să-ți faci cont, nu vrei să-ți faci cont, vrei să fii vizitator înregistrat și îți dă 3 sau 4 opțiuni. Ok. Vreau să-mi fac cont. Perfect. Intri, dai toate datele, e-mail, etc. Iar după ce ai introdus toate acestea, logic și normal este să te aducă înapoi la procedura de comandă, în checkout. Bun. Nu. Unii te duc înapoi în index. Deja este altă discuție. Aia deja nu mai e fractură, e dublă fractură deschisă. Dar să zicem că te duce înapoi în index. Nu este normal. Și ai șanse mari că uită, se plictisește, nu mai știe ce a vrut să facă, între timp îi sună telefonul, îl duci înapoi în checkout, este un proces cursiv și logic, el de acolo deja este logat în contul abia făcut și îți va definitiva comanda. Apasă complete și totul este ok.
chestia de trust mult discutată. Nu fac comandă online pentru că mi-au țeapă. O să-mi trimit o cărămidă sau mi-a banii și mai dau de el. Încă persistă chestia asta în România și având în vedere rata de penetrare a comenzilor online, adică că contează foarte mult niște elemente de trust. Asigură-te, tu ca afiliat, că magazinul pe care îl promovezi este ok și oferă informații pe care l-ar căuta orice client, de gen sunt firma Gigel SRL, am această adresă, aici mă găsești, acestea sunt datele firmei, ăsta e numărul meu de telefon. În momentul în care advertizul respectiv zice salut, sunt magazinul gigel.ro și mă găsești la acest număr invariabil un Cosmote, eventual pe cartelă, nu este ok. Eu personal, și cred că majoritatea dintre voi care mai știți ce înseamnă online, nu o să faceți comandă la un magazin de acest gen. Așa că și voi, când promovați, asigurați-vă că magazinul respectiv are aceste elemente de trust. Prezintă încredere tuturor clienților pe care voi îi trimiteți. Deci, mitul este fals. Contează enorm care este fluxul de comandă și ce se întâmplă de la pagina de produs până în pagina de thank you. Claudiu a discutat un pic mai devreme, cookie fight, îi spuneam. Eu plătesc doar un comision din două rețele. Un advertiser spunea acum ceva timp, am hotărât că a început cu 1 februarie să anulăm comisioanele duble pe care unii dintre colaboratori le obțineau pe aceeași comandă, atât pe platforma a două parale, cât și pe ProfiShare. Comisiunea în dublu se va accepta în funcție de primul click pe una din platforme. Eu spun în felul următor. Magazinul are mai multe canale de promovare. Poate să folosească CPC, poate să cumpere reclamă în Cancan sau Libertatea, poate să facă marketing afiliat, poate să facă outdoor sau TV, tot ce vrea. Facebook Ads, promovare CPC, cost per click. Plătești pe numărul de click-uri trimis. Google AdWords, promovare CPC. Plătești pe număr de click-uri. Pui un banner pe Cancan, vei plăti la 1000 de afișări. Și vei registra comandă, indiferent de succesiunea click-urilor. Nu contează că a venit mai întâi Ads, din AdWords. El poate să-ți intre pe site de 6 ori până să faci o dată o comandă. Nu e nicio problemă. Dar funcție de mediul pe care l-ai ales, vei plăti click-uri și afișări indiferent de câte comenzi vei avea. Indiferent de câte comenzi vei avea. Și mai rău de atâta. În general, vei plăti în momentul în care se fac click-urile. Urmând ca tu să-ți recuperezi banii pe comandă de la client. ProfiShare și două parale, pentru că despre era vorba în mesajul advertiserului, este un tip de promovare CPS, cost per sale. Plătești la vânzare. Dacă tu ca magazin ai ales această cale, plătești la vânzare. Nu plătești click-uri, nu plătești afișări, vei plăti când ai vândut. Și atunci vei registra comandă la fel, indiferent de succesiunea click-urilor. Nu contează că mai întâi a făcut click pe Facebook Ads sau a făcut click mai întâi în ProfiShare și după aceea în două parale sau invers. Vei înregistra comanda indiferent de succesiunea click-urilor. Și vei plăti la vânzare indiferent de rețea și platformă. Pentru că este alegerea ta a magazinului. Vrei să promovezi AdWords, vei plăti AdWords. Vrei Facebook, vei plăti Facebook. Le vrei pe ambele, vei plăti pe ambele. Atunci de ce să fie diferit la afiliere? Este un risc pe care ți-l asumi. Rețeaua din asta trăiește. Ea își ia comisionul doar la o vânzare făcută. Dacă tu vrei, cum anunța advertiserul mai devreme, să plătească doar unul dintre ele, de ce? Pe cine va văduvi? Îi dă comisionul Claudiu și nu îl va da lui Vlad? Pentru că nu este logic. Este fals. Din ce punct vreți dumneavoastră? Logic, moral sau tehnic? Dar
spunea Claudiu mai devreme și are foarte mare dreptate. Este un procent infim de cazuri în care același afiliat să obțină un comision în ambele platforme. Gândiți-o logic. Este aproape improbabil, dar se întâmplă. La 10.000-100.000 de conversii poți să întâlnești și acest caz. Nu știu, Claudiu zicea 10%. E enorm. Poate să fie 0,1%. 10% pe comenzi, ne ținem cont de afiliat. 10% până în 10% dintre comenzi care se intre în ambele platforme pentru cineva care le folosește activ, constant și performant. Da, eu cred că procentul este nesemnificativ ca să-mi bat capul, dar mă repet, este un risc pe care ți-l asumi. Vrei să fii promovat ambele rețele? Nu este aici o problemă, dar trebuie să știi că există un caz de acest gen pe care ți-l asumi. Mai repede se poate întâmpla să fie doi afiliați diferiți și este mai logic așa să fiu... Să fie Gigel în profit share și Costel în două parale, care în decurs de 30 de zile au trimis amândoi trafic către site-ul respectiv. Da, amândoi au plasat cookies, amândoi vor înregistra comenzi. N-ai cum să-l dovedești pe Costel în favoarea lui Gigel. Pentru că amândoi au lucrat și poate, adică sigur el a muncit și a plătit pentru traficul pe care ți l-a trimis. Se așteaptă să fie plătit, surpriză, doar la vânzare. Pentru că acesta este modelul de promovare pe care l-ai ales. Trebuie să comunicăm. Zâmbesc pentru că undeva mai la începuturile afilierii, prin, nu știu, 2009-2010, chestia comunicarea cred că era foarte trâmbițată, ca să spun așa. Afiliații se plângeau că advertiserii nu comunică, advertiserii se plângeau că nu comunică afiliații. Afiliatul se plângea că a trimis 10 mesaje la 10 advertiseri și a răspuns unul. Advertiserul se plângea că a trimis la 100 de afiliați și a răspuns doar 2. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat și... Trebuie să-l parafrazez, să subliniez ce a spus Vlad. Afiliarea este un ecosistem. Cei slabi pierd și dispar. Cei puternici rămân și cresc. Advertiser. Oferă un număr de telefon și un e-mail dedicat afilierii. Dacă îl lași pe afiliat să trimite pe office unde răspunde secretara, care o să se gândească 5 minute despre ce-i vorba în e-mail și ce spanac vrea afiliatul de la el, mai ales când ți-o scrie unul la nervi de ce ai respins 5 comisioane, o să fie o problemă. Unde pleacă mai departe? Dacă lași pe afiliat să sune în call center, unde fetele care răspund nu pot să spună decât ce lungime are rochia, că discutam mai devreme, și nu găsește un suflet care să înțeleagă partea tehnică și să ajute pe afiliat, iar nu am făcut nimică. Răspunde la mesaje. 24 de ore lucrătoare, ca să spun așa, un timp rezonabil în care poți să răspunzi. Nu vă gândiți că va fi un aflux și că sunt 200 de mesaje sau e-mail-uri pe zi. Niciun caz. Afiliații, în general, te caută punctual, ca să spun așa. Anunță promoțiile și reducerile sau orice se întâmplă în magazin. Spune și afiliaților. Gândiți-vă că Claudiu spunea, sunt 100 plus de magazine. În două parale mai mare de rang. Sunt mai multe magazine. 400. Cât aveți lăd? Ok. Fără număr. 500 de magazine total. Afiliat sunt și în profit share și în două parale. Voi credeți că eu stau să iau la mână săptămânal sau periodic să văd ce s-a întâmplat în magazinul X sau magazinul Y? Nu. Nu prea am cum să fac asta. Sau pot să am un magazin pe care... Nu m-a interesat foarte tare. A fost interesant, dar m-am uitat. Nu, prețurile sunt mari, nu sunt ok. Și magazinul ăsta tocmai s-a hotărât să zică, băi, pe luna ianuarie facem minus 40% pentru că vreau să-mi lichidez stocul. Pe total sau doar pe ceva. Îmi comunică chestia asta și atunci eu mă decid că ok, și cu 20% mai ieftin era bine, dar cu 40% deja merită făcut un efort pe tema asta. Ai 1, 5, 10, 1000, 5000, 6000 de afiliați înscriși în campania ta, anunță-i despre ceea ce se întâmplă în magazinul tău. Mai mult de atât, ai făcut un upgrade, ai făcut o chestie mișto în magazin. Poate să probeze anumite produse, oferi livrare gratuită sau ce vrei tu, anunță-i și pe afiliații. Un magazin care a introdus livrare cu verificare a avut o creștere a conversiei de 25%.
Credeți că n-ar fi mișto să știe și afiliatul chestia asta? El poate să recomande de acum încolo, poate să recomande pantofii tăi și să spune, poți să-i probezi la livrare. Oferă livrare cu verificare în același preț, sau gratuit, mai mult de atâta. Și pe el ajută în promovare și îți va crea mai mult trafic de calitate. Comisioane respinse. Uneori e o problemă, altele nu. Dar sunt magazine care au constant 30% comisioane respinse. Și culmea, două nenorocire, sunt chiar în top. Sunt magazine preferate. Pentru că acel 30% care nouă ni s-ar putea părea enorm, este un flux normal de comandă sau nu știu cum să spun, de rulaj al magazinului respectiv în condițiile date. Aduce la comandă, de peste mări și țări, sunt produse mai speciale, mă rog, poate să fie o mulțime de motive. Are respingere mare, dar atât timp cât îi motivezi detaliat afiliatului comisioanele și de ce s-a întâmplat chestia asta, el poate să înțeleagă și la sfârșit îl trage linie. Zice, ok, am avut 100 lei comisioane, 30% sunt respinse, mi-a rămas 70 de lei. Mi-a respins multe, dar am băgat doar 20 de lei sau am muncit doar o zi de banii ăștia. Și atunci este foarte ok. El trage linie. Poate să fie alt magazin care este extraordinar, aprobă tot, dar a muncit o zi și a obținut doar 10 lei. Sau a investit 20 de lei și a obținut 21 de lei. Nu se merită. Deci nu vă cramponați neapărat în respingere atât timp cât există alte avantaje la magazinului și atât timp cât reușești să explici situația afiliaților tăi în a-i convinge că nu este un impediment de a colabora mai departe. Afiliați, deranjează. Deranjează advertiserul cu mesaje. Întreabă-l. Nu ți-e clar ceva. Ai o nelămurire, ai un comision care nu ți l-a aprobat. Poate să-ți spună, da, domnule, de asta l-aducem la comandă, a schimbat clientul comanda, sunt X motive. Dar nu rămâne tu cu îndoiala în suflet că ceva nu este în regulă în magazinul respectiv. Întreabă-l și te va lămuri. Și poți să capeți un plus de încredere în colaborarea ta cu magazinul. Folosește cu încredere mesageria. Atât o parale cât ProfiShare oferă această mesagerie. Poți să-i scrii advertiserului, culmea s-ar putea să-și răspundă. Nu ești lămurit, ce spuneam mai devreme? Întreabă-l. Mai mult de atât. Ai oarecare nelămuriri la nivelul rețelei. Crezi tu că nu se înregistrează conversia? Sau crezi tu că nu sunt afișate corect statisticile? Atunci, nu are sens să îl deranjezi pe advertiser. Cu siguranță nu va ști să spună asta. Dar rețelele oferă e-mail-uri de contact sau modalități de contact prin care poți să ceri lămuriri. Nu rămâne tu nelămurit și nu rămâne tu cu impresia că nu este ok. Întreabă-i. Da. Este adevărat. Trebuie să comunicați și repet ce am spus la început, situația s-a schimbat enorm. De la începutul afilierii până acum. Magazinele au învățat să comunice. Asta este un topic dedicat mai mult magazinelor. Dacă ai nevoie sau nu de un affiliate manager. În principiu nu, pentru că sunt costuri suplimentare. Pentru că tu, oricum, până acum făceai CPC, făceai Facebook Ads, te-ai priceput și până acum să faci marketing. Nu este nicio problemă. Știi să faci mai mult sau mai puțin. Dar un affiliate manager care are o experiență în spate, îți poate crea o ofertă pentru afiliați, oferta inițială, privind comisionul sau recurența. Sau dacă este cazul, poate să facă o structură de comisioane diferite pe categorii. Nu trebuie să ai un comision identic pe toate categoriile. De ce? Pentru că, nu știu, cum e cazul magazinelor de IT. În general, au un adaos foarte mic pe telefoane și tablete. Dar pe incorporabile, au un adaos mai mare și își permit să dea un adaos, să-și dea un comision mai bun. Un om care supă de management poate să aibă deja aceste informații, știe cât oferă magazinele, știe cum funcționează piața și îți poate face o propunere concretă. Tu poți să vii cu calcul, vinzi lenjerii de pat, de exemplu, și zici, aș oferi 5%. Și intri în rețea și oferi 5%. Și te întrebi de ce nu te promovează nimeni. Păi, de ce să te promoveze cineva? Pentru că în rețea mai sunt încă alte 4 magazini de lenjerii de pat care oferă toate 12%.
Nu e o problemă dacă nu poți să oferi 12%. Poate ai un adaos mai mic. Dar atunci nu are sens să intri. Este foarte greu să vii cu un comision mult sub nișa respectivă decât dacă nu aduci un plus valoare enorm. Poate vinzi numai lenjerii de pat dintr-o mătase specială, naturală, care nu au ceilalți concurenți. Da. Dar dacă vinzi aceeași nișă de produse și același nivel, dacă nu-ți calculezi un comision corect la nivelul pieții, practic mișcarea asta e făcută degeaba. Termeni și condiții, acel TOS, în general nu-l citește nimeni, știu. Dar afiliații în general citesc, pentru că funcție de metoda de promovare, ei vor să știe cum anume pot să promoveze, dacă le permiți CPC sau nu, dacă au interdicție pe anumite cuvinte cheie, dacă pot să folosească Facebook Ads și așa mai departe. Și atunci, în funcție de cum ai gândit tu managementul pe partea de marketing al magazinului, trebuie să faci această setare și în afiliere. Pentru că, ce spuneam mai devreme, că tu, omul magazinului care te ocupa de toate, afiliații se ocupă de toate plus unu. Recrutare. Ai intrat cu magazin în campanie. Magazinul va anunța, a intrat magazinul de lenjerii de pat, că spuneam mai devreme, în două parale. Dar te va anunța într-un calup cu încă 11 magazine care au intrat azi în două parale. Și cam asta e ceea ce se poate face. Atât. Se face un anunț către afiliat, au apărut aceste magazine și vei fi regăsit în directorul de campanie. Mai departe, afiliat aplică sau nu, sau intră în campanie, sau alege să te promoveze, funcție de oferta publică, descrierea campaniei și termeni și condiții. De aceea subliniez că este foarte important acel aspect. Un affiliate manager poate să cunoască deja comunitatea de afiliați, poate să discute, să contacteze individual sau în grup pe canale care le are la dispoziție și să facă lobby pentru acel magazin. Tu poți să atragi în mod natural 100 de afiliați în primele 3 zile, el poate să-ți aducă 300 sau poate ți-aduce doar 10. Dar să atacă cei 10 care ți-i aduce să facă cât cei 100 care au venit natural. Procesare manuală. Poți să procesezi manual parte de comisioane, poți să procesezi în ghilimele manual afiliații. La fel, este o chestie de experiență. Am descoperit la un magazin care asigură management că avea o cantitate foarte mare de comisioane din cauza unui cookie agățat într-un calculator de call center. Ei nu și-au dat seama. Au procesat comisioanele, au aprobat și au respins, dar pur și simplu a fost o cantitate imensă de zeci de milioane plătite, nu neapărat legit, ca să spun, pe comenzi luate telefonic. Asta poate să facă un affiliate manager. Poate să găsească acest fel de situații, care poate să le zici și situații de alarmă. Poți să descoperi, să găsim un afiliat care generează trafic sau comisioane nu tocmai ortodox. Deși rețelele oferă mai multe sisteme de alarmă, ca să spun așa, pentru a preîntâmpina, în general știți cum e, l-a furat totdeauna hoțul cu un pas în față. Dacă ai o persoană dedicată care stă cu ochii pe campania ta, orice mișcare, în plus sau în minus, va fi observată. A venit cineva astăzi care din neant ți-a adus 5.000 de clicuri azi? Nu este ok. Te duci în sursă, verifici și vei descoperi dacă este o situație urâtă sau totul este ok. Comunicarea, de care spuneam mai devreme. Te ocupi de magazin, ești patron sau te ocupi de marketing sau
la un moment dat nu prea mai ai timp. Ia, stai că iară, uite, am 5 mesaje, le răspund mâine, le răspund poimine, le răspund luni. N-am timp acum, pregătesc campania asta de Crăciun. Un affiliate manager are timp și întotdeauna asta este prioritatea lui. Comunică și răspunde la mesaje, la capătul firului. Ceea ce tu, practic, nu că era voință. Nu ai suficient timp. Și poate de cele mai multe ori este posibil să fii depășit tehnic. Afiliatul îți arată o problemă, o chestie tehnică pe care te depășește cu totul. Chestia asta se întâmplă vineri. Vorbesc eu cu programatorul și văd ce se întâmplă. Se va întâmpla undeva luni, marți. Și până atunci poate că afiliatul este deranjat cu totul de chestia asta și poate să plece sau să-și mute volumele de trafic către alt magazin. Da, ai nevoie. N-am făcut o pagină de final. În general nu sunt foarte bun la slide-uri. Vreau să mai zic în final un pic ca să-i completez pe Vlad și pe Claudiu, ceea ce am spus și mai devreme. Priviți afilierea ca un canal total separat. Exact cum v-am spus, ceea ce credeți voi că știți să faceți CPC, un afiliat poate să facă de două ori mai bine și mai profitabil și pentru eu și pentru magazin. Ceea ce credeți voi că este volumul cel mare de comenzi pe care puteți obține, vă poate surprinde un afiliat, făcându-vă volumul care făceai într-o lună în două zile. Ceea ce credeai tu că este posibil să obții dintr-un anumit trafic, vei fi surprins ce poate să-ți facă un afiliat, pentru că poate să aibă traficul deja segmentat. Poate să aibă o pagină de Facebook dedicată strict ceasurilor de damă cu coarț. Și tu, ca un magazin nou intrat, traficul tău este un pic mai generalist decât traficul segmentat pe care ți-l poate trimite afiliatul respectiv. Și da, sunt afiliați de volum. Sunt afiliați care au făcut și fac 15, 17, 20 de mii de euro pe lună. Sunt afiliați care pot să-ți facă câteva sute de comisioane pe zi. Trebuie să știi să-i atragi folosindu-te de tot ceea ce v-am zis mai devreme. De un site bun, de comunicare bună și condițiile inițiale bune. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Chiar întrebări. Toată lumea e lămurită. A fost o prezentare mai mult decât completă, poate o pui pe net. Nu e pe net, nu? A, ok. Unde? Care? Cine? Hai. Vreau să te întreb, există cumva, nu știu eu ce te-am întrebat, dacă există cumva o soluție pentru, să zic așa, un affiliate manager, dar care să nu fie full-time job, adică ceva gen agenție, care să mă ajute primii pași să fac chestia asta? Da, eu fac asta prin super afiliați, din câte știu, două parale oferă și eu servicii de genul acesta și mai sunt puțin tăi, ce-i drept, câțiva super afiliați care te pot ajuta cu chestii de genul acesta. Nu este o soluție ieftină. Asta ți-o pot spune. Păi tocmai, mă gândeam că nu e o soluție ieftină și dacă mi le iau full-time, nu o să mai fie de ori. În general, s-ar putea ca costurile de agenție, ca să spun așa, să fie oarecum comparabile cu a avea un angajat full-time minus deranj, loc de muncă, costuri impozite, taxe și tot ce vrei. Depinde de la caz la caz. Adică, gândește oarecum logic. Eu, personal, nu o să ai la mine un cost cum ai avea la, nu știu, dacă ai fi, nu știu, Metro România, Orin sau Vodafone, da? Un magazin mic implică un deranj mai mic și anumit costuri mai mici. Dacă ai, trebuie să procesezi 700 de comisioane pe zi, surpriză. Costurile sunt mult mai mari. Deci oarecum depinzi de nivelul tău și poți să crești. Ok, am înțeles. Deci, practic, ok. Și, ca principiu, una super afiliat m-ar ajuta. Ar crește tarifele în momentul în care oricum și eu aș avea un plus. Asta depinde de ce te înțelegi cu ceea ce te înțelegi cu el. Ceea ce este important este că un super afiliat sau ce vrei tu, un om care vine din această industrie, te poate ajuta enorm pe aspecte pe care tu nu le înțelegi.
Chiar pentru că tu ai folosit niște canale de promovare care sunt un pic separate. Din punctul meu de vedere, afilierea este diferită de celelalte canale de afiliere pentru că implică foarte mult modul de abordare și partea de acea comunicare și socializare. Cu AdWords nu socializezi, nu te interesează. Plătești, o zi bună, la revedere. Pe afiliere contează. Și uite, dacă vrei, pot să-ți dau un exemplu, că mă întrebai de magazin. De Club.ro este un magazin mic, nou, apărut în iunie. I-a trebuit aproape o lună de zile ca să se cocoațe fix pe locul întâi pe nișa de fashion, în două parale, unde erau magazine vechi și Margin, Starshiner, My Closet, Kurman, etc. I-a depășit foarte rapid și aici aș putea spune că a contat enorm comunicarea. Nu oferta, nu brandul, pentru că era inexistent. Alte întrebări? Bine, dacă nu mai sunt întrebări, o să puteți să stați de vorbă cu Cristi și după. Până atunci, suntem în decembrie și a venit la Vini alături de noi și a vrea să vă vorbească două minute despre un proiect special pe care îl are ea alături de noi, cu noi. Bine, Vini la Vini. Abia așteptam să vin. Bună seara! Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Lavinia Biberi, mă joc cu e-commerce-ul. Vă citiți? Așa, pe lângă e-commerce, îmi place să scriu articole pe blogul meu sau pe alte site-uri. Mă joc și eu cu afilierea de câteva luni. Sunt încă în etapa în care mă bucur de fiecare click și mai apoi de comisioane. Dar spre să cresc în următoarea perioadă, e proiectul meu. Pe lângă afiliere, mă joc de 6 ani de zile și cu câteva proiecte de sensibilizare. Și astăzi o să vă zic puțin despre Globul cu Suflet. Cine a auzit de Globul cu Suflet până acum? Wow! Mulțumesc frumos! Globul cu Suflet este o campanie inițiată în 2009, alături de foarte mulți blogări ieșeni. Eram în perioada 2009 în Iași și a avut ca prim obiectiv sprijinirea copilor nevoiași din județul Iași, de Moș Nicolae, pe 6 decembrie. Numele de Globul cu Suflet vine de la blogul, blogul cu Suflet, toți ambasadorii campaniei fiind blogări. Și după cum scrie și în prezentare, în prezent, Globul cu Suflet se organizează atât în Iași, cât și în București. Să vă arăt puțin cum a fost în 2009 și în 2010. Aici 2011 și 2012. 2013. Și ajungem la 2014. Nu am avut prima parte a campaniei de Moș Nicolae și o să urmeze și partea a doua. Aș vrea să mulțumesc celor de la două parale care m-au sprijinit și anul trecut și anul acesta. Aș vrea să-i mulțumesc lui Cristian pentru la fel sprijinul acordat, la fel lui Octavian Jomir și un afiliat de top. Și în acest an, în partea a doua a campaniei, să mergem de Crăciun la câteva familii acasă și mai avem nevoie de sprijinul vostru. Cine vrea să doneze pentru cauza noastră, din Globul cu Suflet, mă puteți contacta. Puteți intra pe laviniabiberi.com să le știu Globul cu Suflet și o să citiți mai multe detalii despre campania noastră. Mulțumesc. Am ceva dulce, să simțiți și voi din gustul Globul cu Suflet. Dacă îmi permite să intervin eu, Lavinia pare că nu are foarte mare talent de orator. Eu am aflat de Globul cu Suflet anul trecut, practic a fost primul an în care am ajutat la campanie. Am avut o acțiune drăguță anul trecut în care am oferit o promovare foarte bună din punctul meu de vedere pe un preț simbolic. Și a fost surprinzător pentru că am strâns
vreo 40 de milioane sau ceva de genul ăsta, din aproape nimic. Un singur aspect vreau să vă spun, pentru că pentru mine a fost impresionant în momentul în care am primit pozele la Avinia și am văzut niște copilași care strângeau la piept o păpușă. Mi-au dat lacrimile atunci și îmi dau și acum. Este o bucurie sinceră pentru nimic, pentru niște mărunțiși. Anul ăsta eu am propus la Viniei, pe lângă donația care am avut-o personal și care o să fac și pentru Crăciun, pentru voi, cei din sală și, mă rog, din toată comunitatea lumea SOPPC, m-am gândit să fac o chestie de genul ăsta. Eu acord 30 de zile consultanță în domeniul marketingului afiliat, atât pentru afiliați, cât și pentru magazine. Înseamnă că veți avea un număr de telefon și un e-mail dedicat, la care eu vă promit că răspund, indiferent de problemele pe care le aveți și indiferent de întrebările pe care le aveți. Vreți să începeți o campanie CPC? Vreți să folosiți ads? Vreți să începeți o campanie în două parale sau un profit share? O să aveți din partea mea consultanță. 30 de zile va avea un cost absolut simbolic de 100 de lei pentru un afiliat sau 200 de lei pentru un advertiser. Atâta tot. Acești bani nu mi-i plătiți mie, îi puteți dona direct la Vinii pentru Globuri cu Suflet. Sper să găsim câțiva amatori. Eu vă mulțumesc de toată. Mulțumim Lavinia, mulțumim Cristi. Da, conform programului care era aici, ar trebui să mai zic o dată. Sponsorii, dacă îi găsesc, mRedi, Vinescu.ro, Web Digital și partenerii IQS, comunicate de presă, orașul meu, Impact Hub, Trafic Rău, Găzduire Rău, Agile Media, Două Parale, Newsman, Conversion și Profit Share. Da, a fost o seară deosebită, sper că ați învățat câte ceva. Dacă n-ați învățat, puteți să îi contactați pe estimații prezentatori sau estimații invitați din această seară, pentru că cu siguranță vă vor răspunde și vă vor ajuta să vă creșteți conversiile în sistemul de afiliere. Și eu n-aș crede chestia aia cu 1000 de lei de Black Friday, dar hai să vedem că o să fie și mai mulți oameni care vor face banii ăștia. Da? Până data viitoare, vă mulțumesc eu mult că ați fost prezenți și seară plăcută. Și prăjituri acolo, vine ciocolată, vă serviți acum. Thank you.